a făcut un lucru bun. A tras un semnal de alarmă, ceea ce dovedește că Organizația Mondială a Sănătății s-a trezit. Nu știu dacă dormea profund până atunci, dar față de vaccinuri încă n-a tras un semnal de alarmă. Foarte multe mame în cabinet îmi spun așa: eu n-am vaccinat copilul mult, numai cu alea obligatorii. În primul rând, facem precizarea că deocamdată nu sunt obligatorii niciun vaccin. E hotărâre de guvern, legea sănătății, nu e obligatoriu niciun vaccin în România. Se dorește să fie, stai altceva. Și dacă sunt multe sau nu sunt multe, zice, dacă i-am făcut vreo 5-6. Păi nu, i-am făcut vreo 30. Pentru că infarixul se face de 3 ori, 3 ori 6 sunt 18, DTP-ul se face odată, sunt 3, DT-ul se face de 2 ori, sunt de 2 ori câte 2, deci sunt 4, BCG-ul se face odată, antihepatita se face de câteva ori, ROR-ul se mai face, nu știu, pentavoxul iară sunt 5, deci ei le schimbă des, dar cert este că în România se ajunge cam la 30 de vaccinuri până la vârsta de 3 ani. Uitându-mă în jur, văd două lucruri triste. Unu, multe mame acceptă vaccinul fără discernământ. Încă o dată, eu nu le sfătuiesc pe oameni să nu vaccineze. Care vrea să vaccineze din timp, să ceară și supliment, că le dă Ministerul Sănătății. Felul 3, felul 4, felul... Până seara le dă câte un fel în fiecare, așa. Dar cu discernământ. N-am văzut decât vreo 2-3 mame bine informate care au venit să mai ceară niște lămuriri. În al doilea rând, e o tristețe și atitudinea corpului medical din România, care medici spun mamelor mai simple că vaccinurile sunt obligatorii și le conving dintr-un singur cuvânt așa. Cred că v-am mai povestit eu aici, am o fostă studentă cu mulți copii, doctorii, pe care ea nu vorbește împotriva vaccinurilor, că e medic de familie și o dă afară dacă vorbește împotriva vaccinurilor. Ea trebuie să vaccineze, de fapt. Eu nu sunt obligat să vaccinez. Și totuși respectă legea. Vine mama în cabinet și spune: doamna doctor, copilul meu are astăzi un an și am venit să-l vaccinați. Și ea zice: da, dacă are un an, nu era mai bine să stai acasă, îi faci un tort pe o mânare? Nu, că vaccinul e mai important. Ok. Dar atunci eu trebuie să-ți citesc reacțiile adverse. Că așa mă obligă legea. Și doctorița începe. Durere la locul injectării. Umflătură la locul injectării. Febră. Paralizia brațului. Sau a brațelor. Paralizia Guillain-Barré, care... meningoencefalită, comă, la unele vaccinuri scrie și moarte subită, ați văzut că au fost. Și mama atunci aș revine puțin și zice: ați terminat, doamna doctoră, la care mână îi faceți? Acum am extras doar și cu asta chiar și întâi. Am extras pentru dumneavoastră, iată, cercetătorii aceștia au identificat și au lansat în știința medicală un nou sindrom, numit sindromul ASIA, care se cheamă sindromul auto
inflamator indus de adjuvanți. Deci au reușit după mulți ani de cercetări să identifice un sindrom, un complex de simptome legat numai de adjuvanții din vaccin. În ultima parte a cărții, în a doua jumătate a cărții, e un titlu care sună așa: boli autoimune provocate de vaccin. Și am să vi le citesc, sunt vreo 10, nu sunt mai mult, și cu asta închei. Lupus eritematos sistemic, boală gravă, vasculită, boală potențial gravă dacă vasculita se localizează pe niște vase ale creierului, că noi avem vase peste tot în noi. Poliartită reumatoidă, boala nu are un prognostic vital, nu mor de ea, dar stadiul 4 ajunge în căruță. Boala țesutului conjunctiv nediferențiat, tot o boală autoimună. Diabet zaharat. La copii tip 1, la adulți tip 2. Știți ce înseamnă asta? Diabet zaharat la copil înseamnă insulină toată viața. Purpură trombocitopenică imună. Narcolepsie, în special după vaccinul de la H1N1, ăla care ne amenințau ei că o să moară 2 milioane de români, n-am murit niciun. Așa. Polimialgie, encefalomielită acută, boală gravă, gravisimă. Fibromialgie, adică și mortală asta lor. Dermatoze buloase. E una din puținele urgențe dermatologice, pentru că omul se umple de niște erupții puternice pe piele, buloase, cu lichid mult în ele, care se pot infecta și uneori, rare ori, dar uneori au și scăpile tale. Miozită și sindromul oboselii cronice. În concluzie, ar vrea să rămânem așa cu două lucruri. Dumneavoastră personal, dacă aveți o dilemă să vă vaccinați copilul sau nu, aveți copilul. O metodă laică, nu-i păgână, dar e laică, vă duceți și vă documentați și citiți mult pe zona asta. Și aveți și o metodă creștinească să vă rugați să vă lumineze Domnul dacă să vaccinați sau nu. A doua concluzie, ceea ce cred eu că e bine să faceți, aș putea spune chiar că vă cer să faceți asta, dacă am dreptul acesta, măcar așa moral am dreptul să vă cer, că mi-a dat cuvântul Domnul Corin, și faceți tot ce puteți dumneavoastră ca vaccinarea să nu devină obligatorie în România. Este o datorie de creștini. Îl rog eu pe părintele la o predică odată să vă vorbească despre antropologia creștină, care ne cere să păstrăm trupul curat, nepoluat, să nu-l agresăm. Sunt legile creației sădite în noi. Suntem chipul lui Dumnezeu, așa spune în Biblie. Ce fac? În capitolul facerii. Nu avem voie să-l lezăm. Ce fac? Există riscul să-l lezăm. Am auzit comentarii pe la televizor și a unii oficiali ai Ministerului Sănătății pe care nu am cuvinte, deși am fost profesor de bioetică la universitate, nu am cuvinte să-i calific cât de degradant au vorbit. Când le-au pus unii problema, nu vrem să fie obligatoriu, că dau reacții adverse, uneori grave. Răspunsul de la un reprezentant al Ministerului a fost: nu contează, noi despăgubim asta. Noi dăm bani celui care pățește ceva. Ar putea să-și ia el niște bani dacă copilul lui ajunge în căruț pentru toată viața. Poate ia. Ca să promoveze vaccin. Poate ia. Nu știu. Motivul nu-l vaccinează, că știe care sunt riscurile. Ok. Deci, în Franța, la ora actuală, există în lume două țări unde vaccinarea este obligatorie.
Una este Franța, care a dat legea acum 3 ani de obligativitate pentru 2 vaccinuri. Românii, fiind țară originală, s-au pregăsit pentru vreo 4 sau 5, mi se pare. Așa? Și la câteva luni după darea legii, a murit un copil la unul din vaccinuri, foarte repede, la câteva ore. Vorbește și aici despre morțile subite la 2 ore, la 3 ore, la... pentru că s-au tot îndrept. Nu e adevărat, nu de la vaccin. Bun. Și atunci francezii au scos din legea obligatorie acel vaccin, pentru că a murit un om. Deci a trebuit să moară un om. Așa, dar toate studiile arătau că e posibil să mori după vaccin. Și mai sunt 2 state din America care au și ele vaccinarea obligatorie. Nu facem niciun fel de apreciere asupra discernământului pe care îl are poporul francez și poporul american din acele zone, că nu-i frumos, așa, dar iată că ei au acceptat. E tot libertatea omului. Deci, foarte bine. Vă rog. Da? Manifestarea tipică a bolilor și vaccinului sau altă legătură între copii autiști, că sunt foarte mulți copii care se nasc cu autism sau vă gândesc după aceea. Da, de multe ori este greu de făcut un diagnostic diferențial. Nu e imposibil, dar este greu. Doctor care fupeste. Și vă spun de ce. Între encefalita post-rujeolică și encefalita post-vaccinan de rujeolic, din punct de vedere clinic, sunt la fel. Numai un titlu de anticorp îi deosebește, dar eu, de exemplu, nu știu dacă în România există un laborator care face anticorp antivirus rujeolic. Și trebuie să-i faci în dinamică ca să dovedești că după vaccin au crescut de la o săptămână la alta. E vorba, ceea ce întrebați dumneavoastră, este vorba de acel screening pe care autorii aceștia insistă foarte mult. Dar un screening pre-vaccinal costă de vreo 3-4 ori mai mult decât vaccinul. Și atunci unde e afacerea? Da. Domnul doctor, eu am fost alături... Vă mai iertați, ați ridicat domnul mâna înainte. Anumite vaccinuri pot modifica caracterul ADN-ului ca să fie justificată acțiunea asta. Să poți mâna aici. Să termine... Cam planeta mai buzelor. Modificarea caracterului se poate stărfi stăpânitul... Dar nu neapărat prin ADN. De exemplu, există o carte scrisă de Harry Calter, un american, de mult, acum 15 ani, 20 de ani. Ca și iodul. Și iodul da. Face parte din această... La vaccin e ceva mai mult decât atâta. Harry Calter a studiat 30 de ani numai vaccinul DTPR. Deci n-a făcut nimic în viața lui de medic cercetător decât a studiat acest vaccin. I-a trecut viața studiind acest vaccin. Și a publicat o carte de vreo 400 de pagini care se cheamă Bubuitură în întuneric. În urma apariției acestei cărți, Congresul American a schimbat legea economică a vaccinurilor și a pus 2% sau 3% un fond separat pentru despăgubit, pentru că el a dovedit fără tăgare se prinde acolo. Fracțiunea pertussis din DTPR determină niște microencefalite subclinice care nu se manifestă acut când vaccinez, nu se manifestă niciodată, dar se manifestă printr-un singur simptom, scăderea IQ-ului la copii. Și el apreciază că unul din 5 copii americani au IQ-ul sub media americană, deci inteligența lor este sub media americană, din cauza acestei microencefalite post-vaccinale după DTPR. La ei nu era ca la noi. La noi vaccinul BCG este un vaccin de care nu scapă nimeni, pentru că femeile nasc în spital acum, nu nasc pe când. Și nu scapă nimeni, că îi face, cum vă spuneam, la 10 minute, dacă se poate și la 5 minute. Ai opțiunea să refuzi înainte de naștere. Vă spun sigur că soția mea are și e un formular, îl completezi dinainte și pe... Da, 60% din mamele din România nu refuză. Cele care nasc prima dată, pe mine, de exemplu, nu m-a anunțat nimeni. Ni la vaccine. Da, dumneavoastră nu știați, ele nu v-au anunțat și rezultanta, un copil vaccinat. Se spune că l-a făcut și ți l-a aruncat în fața ta. Deci eu... Și l-a făcut să-i
Ah, ok. Asta e o metodă românească, dar e bună. Da, foarte bine. Iată, un exemplu de tulburare mentală indusă subclinic, lent, în ani și ani de zile. Da, ați vrut să întrebați. Să dai mai... Așa. Stai. De ce dai așa? Și am zis că nu vreau să mai fac vaccin. Și mi-a zis că trebuie să trec pe la cabinet, să-i dau un scris, să semneze, adică e corect, așa trebuie. E corect. Nu e obligatoriu, după părerea mea, nu spune nicăieri că să... Deci sunteți liberă să nu faceți vaccinul și sunteți și liberă să nu semnați. Tot liberă sunteți, da? Să nu fiți parțial liberă niciodată de nimic. Acum câteva săptămâni a fost o isterie în România legată de o epidemie de rujeolă, nu știu cât de real a fost sau nu. Acum întrebarea ar fi legată de vaccin și de bolile respective. Sunt letale pentru copii sau sunt tratabile? Și statistic, care ar fi rata de... 1% din cazurile de rujeolă se complică cu encefalite post-rujeolică. Un alt procent din encefalite sunt mortale. Am înțeles. Și există riscul care ar fi mai mare? De la vaccin să dezvolte pe encefalite sau de la boala cu... De la statistica legată de vaccin, așa cum e publicată ea, spune că morțile după vaccin sunt mai mici decât morțile după boala naturală. Dar îi credem deocamdată, dar... Au mințit de multe ori. Au mințit de multe ori. Deci ce mai credem. Și în medicină nu prea putem lucra statistic decât foarte orientativ. Foarte orientativ. Pentru că, iată, vă dau un exemplu. Acum 4 ani, Ministerul Sănătății a adus vaccin BCG, că nu se mai făcea la Cantacuzino, din Danemarca. Și în București au fost 50 de copii, la nivel de țară vreo 180, nu știu cât, care au făcut, după vaccinul danez, o tuberculoză ganglionară pe partea, pe mâna unde s-a administrat vaccin. Dar au trebuit să fie operați unii din ei cu ganglion supărând, cu... Copil de 2 zile născut se duce la Institutul de Fiziologie să-l trateze 6 luni. Așa. Și părinții au făcut puțin scandal la chestia asta și a ieșit un secretar de stat la Ministerul Sănătății pe post și a spus: eu nu înțeleg de ce este scandalul acesta. Nu e normal să apară 10% complicații? Avea un faces nevinovat, așa, ca o fecioară, era se supără România, pe de că scrie în carte că 10% fac complicații. O fi plăticii de alții, numai de salarii. Nu știu. Care dar știți cum e cu statistica în medicină? De ce nu putem să ne vizuim pe ea foarte mult? Cred că v-am mai povestit-o, dar lumea s-a mai schimbat între timp, vă mai spun o dată. Cum e statistica în medicină. Se duce un domn la un chirurg și spune: domnul doctor, știu că trebuie să mă operați, dar am auzit că mortalitatea în boala asta a mea este de 99% și mi-e frică. Și chirurgul îi spune: poți să vii cu încredere, eu te operez, că eu am operat 99 și am murit toți. Sigur, stai. Nu e lămurit lucrul acesta, aici există un capitol, n-am apucat să-l studiez bine, legat de vaccinurile date adulților, în special vaccinul antigripal, pentru că în fiecare an sau la 2-3 ani vine câte o epidemie, puteți să găsim carte și să vă documentați. Eu cred că la adulți sunt un pic mai bine tolerate și vă și spun de ce. E o explicație științifică la chestia asta. S-a constatat că dacă copilul vine pe lume cu o zestre de anticorpi antirujeolici, să zicem, mare, de la mamă, și tu vii și îi faci vaccin antirujeolic,
atunci face reacțiile adverse cele mai grave. Dacă copilul are un gol imunologic pe anticorpii antirujeolici, îl acceptă mult mai bine. Da. Nu, e ilegal să nu-l primească. Scrie, e un ordin al Ministerului Educației pus pe site-ul lor care spune că nu există niciun motiv ca un copil să fie oprit din procesul educației. Și chiar dacă ei dau lege? Nu știu, vom vedea legea asta că încă nu s-a pus pe Constituția României. Încă nu s-a pus pe site proiectul de lege. Așa. Am văzut, într-adevăr, un mic efect advers la vârsta de 6 luni și de atunci am vrut să mă informez și am întrebat vaccinarea. Se poate întâmpla pe viitor să aibă reacții sau pot să prevăd într-un fel aceste efecte adverse? Nu, decât acele cazuri de autoanticorp de care se ocupă și tratatul ăsta, care funcționează în timp, ani de zile, dar nu știm. Lăsați, nu puneți problema pesimist că nu e bine, rugați-vă. Oricum vă rugați, deci așa că... Mă iertați, dintre toate vaccinurile care se administrează dumneavoastră, dacă vine cineva la cabinet, ați recomanda totuși unul dintre ele? Dar de ce se recomandă? Am o cumnată care este medic și care totul spune, măcar cel pentru poliomielită, măcar asta, adică întrebarea... Am doi copii, nu, doar el a luat la naștere BCG-ul, pe urmă nu mai e, dar la presiunea asta cumva din deci, familie. E... Dacă luăm fiecare, că nu-i timp, dar dacă luăm fiecare vaccin în parte și îl discutăm, ne ia foarte mult timp. La fiecare vaccin în parte găsiți niște lucruri aici nealarmante și niște... necazuri, reacții adverse care s-au întâmplat de la cea mai ușoară până la... Nu există diferență. Singurul care pot să spun asta în baza unei experiențe personale, pentru că am fost medic de țară și am vaccinat mii de oameni din viața mea, BCG-ul nu știu să fi dat vreodată reacții adverse. Am găsit un studiu la elvețieni, făcut la Lausanne, la un laborator de imunologie, care spune așa, deoarece în țările care au cea mai mare acoperire vaccinală la BCG, și România e una din ele. Există cea mai multă tuberculoză din Europa, România are de 10 ori mai multă tuberculoză decât media europeană, nu sunt decât două concluzii la chestia asta. Ori vaccinul nu are niciun efect, ori vaccinul dă tuberculoză. Logic. Eu cred că mai degrabă vaccinul nu are niciun efect, și tuberculoza apare din alte cauze. Proteine de proastă calitate, promiscuitate, aglomerație mare, bătrâni, copii, tineri, tuberculoși, iau unul de la altul, Coca-Cola, salam, mult, chestia. Deci la fiecare parte. Da. Dacă când intră un copil cu colectivitate nevaccinat, un copil nevaccinat la grădință și ceilalți copii sau mulți dintre ei sunt vaccinați, există un risc ca cei vaccinați să poarte boala într-o stare, într-o formă latentă și să o dea ulea nevaccinat? În funcție de anticorpii copilului nevaccinat care îi moștenește de la mamă. Deci asta se stabilește prin... Nu, de obicei oficialii Ministerului Sănătății pun problema șmecherește invers. Zice, nu te las cu copilul tău nevaccinat să iei în colectivitate pentru că îi îmbolnăvești pe ceilalți. Păi dacă sunt vaccinați, nu îi îmbolnăvești. Ori sunt bune vaccinuri, ori nu sunt bune. Și ar mai fi câte zile. Dacă, pentru bolile astea pe care mi se tot spune propaganda aia întotdeauna poliomielită, difterie, dacă un copil se întâmplă nevaccinat să facă această boală, există soluții medicale în 2016 ca să reușească boală? Există și nu există. Nu există o soluție specifică, cum ar fi un antibiotic contra pneumococului, să zicem. Dar sunt măsuri generale de recuperare, de fizioterapie, de kineto, de sunt... A fost o infirmieră celebră, nu știu cum îi zicea femeia doamna cu lampa, că era o infirmieră așa care s-a sacrificat pentru bolnavi în timpul unei epidemii de poliomielită pe la începutul secolului și asista continuu bolnavi și umbla cu lampa prin spital, așa peste tot, și ea
a refuzat să aplice tratamentele clasice din vremea aceea și a aplicat numai soluții recuperaționiste și a comunicat la sfârșitul epidemiei că a ajutat mult mai mulți bolnavi decât ceilalți. Există alternative la vaccin, ceva natrez, ceva fără Nu. Există numai creșterea imunității personale prin două metode. Una, să evităm factorii care distrug imunitatea, cum ar fi zahărul, vaccinul, ăsta, și vaccinurile distrug imunitatea generală, o cresc pe aia specifică, dar o slăbesc pe aia generală, pentru că eu când injectez un vaccin în corpul unui copil, oblig acel organism să transforme imunoglobulinele nespecifice, cu care se poate apăra față de orice, în imunoglobuline specifice contra antigenului din fiola mea. Și atunci, cu cât injectez mai multe vaccinuri, cu atâta rezervorul de imunoglobuline nespecifice scade. Pentru că trebuie să-și ia materia primă de undeva, nu se las prin semin. După aceea, copiii să mănânce proteine de bună calitate, să nu mănânce zahăr. Foarte important, zahărul e proacid. Miere? Miere, da, sigur. Să mănânc zahăr. Da. Vaccinurile care se fac atunci când călătorești în altă țară, gen Africa sau așa, bine, nu e cazul poate, dar acolo sunt e un tip de vaccin pe care nu da, poate că acolo sunt indicate, pentru că oamenii care trăiesc aici nu au anticorpi contra febrei galbene, că n-au de ce, că nu există aici cazul, se justifică. Da, și cred că le și suportă bine, pentru că nu au în trupul lor anticorpi cu care vii din afară și atunci nu se naște războiul ăsta advers. Acum 38 de ani se făcea vaccin antirujeolă? Nu. A fost în anii 70 inițiat vaccinul, aplicat în țările africane la început și, mă rog, recent am văzut un studiu apropo de eficacitatea vaccinurilor. A fost o mică epidemie de rubeolă, nu știu unde, în ce țară, dar așa, pe un district. La noi n-a fost. Nu, la noi n-a fost, a fost într-o țară și când au inventariat copiii, 98% din ei erau vaccinați antirubeolă. Degeaba, bine. Deci la noi, în 78, nu s-au făcut vaccinuri. Nu. Sincer. Legat de vaccin mai digital, s-a văzut că vorbimea este așa, mai întâi o zgâri și după aia mă duc și mi s-a aplicat un vaccin. Acum, ce este mai riscat, vaccinul sau fetalul? Nu știe nimeni. În România, în ultimii 50 de ani, au fost vreo 3-4 cazuri. De fetalus? De tetanus. E tratabil dacă în ziua de azi, dacă se îmbolnăvește unul de tetanus. Unii scapă prin imunitatea proprie, alții nu, dar asta e valabil la toate bolile, asta vreau să vă spun. Să nu vă imaginați că e o mare descoperire la bolile infecțioase. Ziceți. Nu aceasta e întrebarea, dar vreau să vă întreb așa o concluzie. Deci, practic, ne spuneți că noi, organismul nostru poate lupta mult mai bine fără aceste vaccinuri, nu? Cred că v-am mai spus o dată aici, am avut în grijă un preot care a făcut 3 meningite pneumococice. Odată l-am dus eu la spital, când a zis ultimul amin la liturghie, era gata să prăbușească și l-am urcat repede în mașină și l-am dus la infecțioasă. Asta a fost a treia oară. A scăpat și atunci. A intrat în comă, de fiecare dată, după câteva zile și-a revenit. Și eu pe el l-am trimis la vaccin. La vaccin antipneumococic. Și sunt 10 ani de atunci și n-am mai făcut niciun curseu. Aveam un argument clinic, biologic, sigur că el nu are anticorpi față de pneumococ și vaccinul a ajutat. Asta este un caz... Păi nu, așa trebuie gândit. Întrebarea era... acum, nu știu, pe vremea noastră, nu știu, făceam unul sau două vaccinuri. Cred că fiecare avem un mic semn. Fără timerosal și fără sulfat de azin, da. Dacă sunteți mai bătrână de 25 de ani. Da. Okay. Așa, și se făceau aceste boli ale copilării, rujeolă, rubeolă, da. Adică de ce este această propagandă cu trebuie făcute, că de ce nu se poate lăsa boala să desfășoare, rujeolă, rubeolă? Cel mai bun răspuns îmi dă un economist. La grădiniță fac rujeola și rubeola și se mai face un rapel din clasa 8, așa, pe la 14 ani.
Nu-i aberant, frate, nu ăla, cât de vreme și-a făcut oricum boala.